Aleșii locali liberal-democrați și democrați au semnat joi la Orhei acordul de constituire a coaliției pro-europene în cadrul Consiliului Raional Orhei. Astfel, 20 de consilieri din PLDM și PD și-au pus semnăturile pe documentul semnat în prezența liderilor celor două partide, Vlad Filat și Marian Lupu. Președinte, stimați colegi, dacă îmi permiteți să numesc așa, să știți cum este întâmplătoare venirea noastră împreună cu domnul Lupu aici la Orhei. Vreau să menționez două lucruri principiale. Primul ține de faptul că această decizie a fost luată de către domnii voastre aici la Orhei. Și lucrul ăsta este foarte important. Noi ne bucurăm că s-a ajuns la acest deznodământ și că ați ajuns să semnați acest acord, pe care noi îl vedem ca fiind acea piatră temelie pe care urmează să construiți în timpul care a rămas până la expirarea mandatului care a fost oferit de către cetățean, pentru a face cât mai multe lucruri bune pentru oamenii din raionul Orhei, pentru oamenii din fiecare localitate din raionul Orhei. Și doi, este evident că o guvernare trebuie să fie privită în complexitatea sa, atât la nivel central, cât și la nivel local. Eu sper că din acest moment va fi o colaborare și mai strânsă cu puterea centrală. Veți avea o colaborare mult mai eficientă cu Guvernul Republicii Moldova, cu colegii din Parlamentul Republicii Moldova, pentru că în final să obținem același rezultat la care m-am referit la început. Cât mai multe rezultate pentru cetățean, rezultate bune. Timpul care a rămas la dispoziție este nu atât de lung, dar vreau să vă spun, în cunoștință de cauză, suficient. Pentru ca un șir de proiecte deja inițiate să fie finalizate și pentru a iniția noi proiecte necesare. Și nu mă refer aici doar la infrastructură, mă refer și la implementarea reformei. Reforme structurale pe domenii vitale pentru țară. Și în încheiere, am rugăminte către fiecare dintre domeniile voastre. Pentru perioada de viitor, atunci când vor apărea probleme de discutat, să le discutați, atunci când vor apărea situații în care să fie polemică, să polemizați, doar că atunci când va veni momentul să luați decizie, decizia să aibă un singur scop. Administrare eficientă în interesul cetățeanului. Ce ține de noi, noi vom asigura și în continuare nu doar comunicarea suficientă și eficientă, dar și sprijinul necesar pentru ca să faceți față provocărilor și problemelor care vă stau în casă. Încă o dată, felicitări pentru această decizie și vă doresc realizări cât mai multe. Stimate domnule președinte Filat, stimați colegi, domnul președinte a organizațiilor celor două partide, la nivel de Raion Orhei, stimați colegi, consilieri raionali, eu împărtășesc aceeași idee și vreau să aduc același mesaj cunoștinței dumneavoastră. Suntem aici împreună pentru a saluta și a susține această pornire. O pornire care, pe de o parte, nu a venit de la sine, a fost mult discutată, s-a negociat, s-a discutat, e și firesc acest lucru. Da, o pornire și o realizare de o importanță deosebită pentru asigurarea coerenței actului de guvern. În egală măsură vreau să vă felicit cu această performanță. Dincolo de această idee, prezența noastră, domnul Filat, aici mai înseamnă încă ceva. Noi venim cu o abordare foarte realistă și lucrurile trebuie să le numim pe nume. Ceea ce se întâmplă astăzi aici nu este un sfârșit. Este poate sfârșitul unei etape și nu din cele mai dificile. În special aș spune că ziua de azi este un început a unei etape din cele mai importante. Etapa realizărilor, etapa rezultatelor, etapa majorării eficienței în activitatea organelor de administrație publică locală de aici, din Orhei. Când vorbim de actul de guvernare,
Noi înțelegem toți împreună, mult prea bine, că actul de guvernare nu înseamnă doar acțiunile noastre, a celor care reprezintă autoritățile publice centrale, la nivel de formațiuni politice. Actul de guvernare poate într-o măsură și mai mare, dar cu certitudine nu mai mică. Depinde de funcționalitate și eficiență în activitatea administrațiilor regionale și administrațiilor locale. Centrul are o misiune foarte importantă, să genereze politici, să genereze soluții pentru probleme economice, sociale a cetățenilor țării noastre, a implementarea propriu-zisă acestor politici, în cea mai mare parte depinde de dumneavoastră. Voi sunteți cei care aduceți finalmente și atenție omului propunerile, ideile, soluțiile și rezultatele. Iată care a fost ideea pusă la baza a ceea ce se întâmplă astăzi. Noi investim foarte mult în credere, în rezultatele ulterioare în activitatea dumneavoastră și dacă doriți, precum spuneam, ziua de azi marcând un început a unei noi etape, prezența noastră aici este că nu doar vom cere, vom solicita, dar o să fim alături și împreună de dumneavoastră, membrii echipei la nivelul Consiliului Raional, pentru a ne consulta, pentru a avea un dialog permanent, pentru a identifica soluții și împreună, cu eforturi conjugate, să asigurăm acele rezultate pe care mondul de ne așteaptă. Să fie într-un ceas bun, la mai mult și la mai mare. Mai ales acest lucru este valabil în cazul regiunilor Hei, care este un raion ca și capacități, da? Și umane și economice, ca pondere în cadrul statului, Republica Moldova are un rol foarte și foarte important. Cei 20 de consilieri care au format noua majoritate, 11 liberal-democrați și 9 democrați, și-au asumat responsabilitatea ca până la sfârșitul mandatului actual să promoveze politicile investiționale durabile, să repartizeze echidistant fondurile disponibile, să susțină administrațiile publice locale de nivelul 1 și 2 în interesul tuturor cetățenilor din raionul Orhei, indiferent de simpatiile politice. Documentul a fost semnat de președinții organizațiilor teritoriale ale PLDM și PD, care au menționat că semnarea acordului are loc la inițiativa consilierilor raionali. Nu ne-a fost ușor, dar odată ce am făcut niște promisiuni electorale față de alegători și aici la Orhei și în țară, suntem conștienți de acest fapt și trebuie să facem tot posibilul ca guvernarea să fie cât mai aproape de cetățean, să fie în folosul cetățenilor, iar rezultatele așteptate să fie obținute. Consilierii raionali, membri fracțiunii PLDB, 11 membri, și PLDB, 9 membri, declarăm formarea Coaliției pentru Guvernare Pro-Europeană în Consiliul Raional Orhei. Ne asumăm responsabilitatea ca până la sfârșitul mandatului actual să activăm în conformitate cu principiile expuse în prezenta declarației pentru promovarea unor politici investiționale durabile, repartizarea echidistantă a fondurilor disponibile, susținerea autorităților publice locale de nivelul 1, constituirea dezvoltării în domeniul economic-social. Pe parcursul acestui mandat n-am mai avut niciun acord semnat. Vreau să spun că pe momentul Partidul Democrat nu a fost demis niciun funcționar. Am găsit timpul comor pe parcursul la 2 ani jumătate. Toate ședințele au avut deciziile. Am fost condiții de aproape unanim, chiar dacă și vreodată mai erau niște divergențe. Primii și-au pus semnăturile pe acord președinții organizațiilor teritoriale ale PLDM și PD, Petru Știrbate și Ion Stratulat, după care au semnat și aleșii locali. Rolul principal, da, revine administrației centrale, dar de una singură administrație centrală nu este capabilă să facă nimic. La nivel de consultări, design de politici, implementarea acestor politici, rolul cel mai important îl joacă administrația publică locală. Și atunci, dacă există disensiuni de viziune, o viziune la centru, altă viziune la nivel local, vă dați seama că rezultatele care trebuie să vină pentru cetățeni sunt minore sau sunt zero, absolut. Iată acest lucru, slavă Domnului că au început să-l înțeleagă toți. O situație așa cam improprie. La centru sunt în opoziție, cheamă la revoluții,
Iar la nivel local, bine mersi, utilizând resursele administrative, inclusiv pentru a face opoziție. De ce, încă o dată, decizia este a consilierilor raionale, ok. Eu cred că această reconfigurare, această creare a coaliției la nivel raional pro-europene va îmbunătăți calitativ actul administrativ la nivel de raion, dar și ce ține de activitatea în primărie. Potrivit liderilor celor două partide, asemenea coaliții urmează a fi create și în alte regiuni ale țării, inclusiv raioanele Ialoveni și Rezina. S-a ajuns la o înțelegere în raionul Ialoveni, unde va fi semnată această declarație de constituire a coaliției pro-europene mâine. Și în multe alte raioane sunt colegii noștri în discuții și, desigur, este vorba și de Rezina. Deci este important că și la Rezina să avem o guvernare eficientă, firească, pentru ca să fie cât mai multe lucruri făcute, bune, și la Rezina. În prezent, PLDM și PD dețin 20 de mandate din 35 câte sunt în Consiliul Raional Orhei, 11 mandate revenind liberal-democraților, iar 9 democraților. Marina Angel, Alexandru Cebotari, Alexandru Zaharov, Orhei, fiți la curent!